Înțeleg, la această oră există o discuție în Partidul Național Liberal. Vă profit de prezența dumneavoastră aici să-mi confirmați sau să-mi informați această informație, cum că se ia în calcul ca o variantă a ieșirii din această criză politică, ca în protocolul de colaborare să fie adăugat un amendament, cum că premierul nu poate demite un ministru fără aprobarea președintelui partidului care l-a numit în funcție. Nu știu dacă este un ministru de la USR, fără aprobarea lui Dan Barna, spre exemplu. Există această variantă ca ieșire din criză la acest moment? Probabil că vă mai amintiți că în perioada 96-2000 a fost guvernul Convenției Democratice, când am avut o situație de genul ăsta și când a mai fost această discuție. Dacă prim-ministru poate să demită un ministru fără acordul șefului partidului în care face parte ministru. Protocolul respectiv poate fi oricum adiționat. Noi ceea ce trebuie să avem în vedere este performanța guvernului. Ori, în momentul în care impunem tot soiul de piedici la mecanismele simple care să flexibilizeze activitatea guvernamentală, nu facem altceva decât să blocăm, practic, eficiența guvernării și autoritatea primului ministru. Pentru că în momentul în care pui o asemenea regulă în protocol, în momentul ăla, practic, primul ministru își pierde foarte mult din autoritate. Întrucât este un lucru cât se poate de bine cunoscut, faptul că fiecare președinte de partid, din rațiuni de solidaritate internă, își va susține oamenii pe care i-a propus să fie miniștri, pentru că, pe de o parte, propunându-i și a asumat și are o responsabilitate și îi va fi greu politic să accepte că a făcut o numire care ridică probleme, pentru că omul a greșit, nu este suficient de competent și aș putea da o serie de exemple de acest gen. Eu nu cred că în protocol ar trebui trecută o asemenea prevedere. Ce pot să vă confirm este da, pentru depășirea acestei împrejurări, pentru că, vedeți dumneavoastră, a fost declarația USR Plus că nu-l mai susțin pe Câțu. Și atunci ar putea să fie, să zic așa, compromisul, lucrurile merg mai departe, dar scriem în protocol să nu se mai întâmple. Dacă se va întâmpla lucrul ăsta, va fi o chestiune care poate fi privită ca o concesie făcută pentru ca să fie deblocată criza cât mai repede, dar din perspectiva eficienței funcționării guvernului și autorității primului ministru, este un pas înapoi. Deci să nu se mai întâmple pe viitor să demitem un ministru fără să Deci, anunțăm că sau cum? asta poate fi o concesie pe care la un moment dat liderii coaliției să o agreze, dar, repet, n-ar fi un lucru bun. Pentru că eu cred că în momentul în care discutăm de o coaliție care funcționează cu principii, trebuie să-i lași primul ministru posibilitatea să excludă din guvern acei oameni cu care nu poate lucra foarte bine.